Bună seara, domnule Dan Franco. Mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună seara și eu mulțumesc pentru că m-a acceptat să colaborez cu dumneavoastră la emisiunile pe care le faceți. Înainte de toate, vreau să vă întreb în ce calitate vă aflați? De purtător de cuvânt al Partidului Național Liberal, de purtător de cuvânt al domnului primar Daniel Țuchel? Eu am fost numit de biroul local al Partidului Național Liberal doar purtător de cuvânt al Partidului Național Liberal și nu purtător de cuvânt al domnului primar. Nu am această calitate, această abilitate o poate da, eu știu, cei care funcționează în cadrul primăriei, nici de cum partidul în sine. Totuși, dumneavoastră, sunteți un cunoscător a ceea ce se petrece în primărie și am văzut că ați opinat cu privire la anumite schimbări din administrația locală. Cunosc destul de bine ceea ce se întâmplă primăriei, care sunt, să spunem, în mare obiectivele pe care primarul le are în această perioadă de început a exercitării funcției de primar. Tecucenii așteaptă de luni de zile o serie de răspunsuri. Dumneavoastră ați ieșit la rampă de curând. De ce abia acum? De ce? Pentru că sunt mai multe probleme de rezolvat. Sunt aproape 7 luni sau 8 luni de când actualul primar a preluat această funcție și sigur că nu poți să dai informații și să stabilești un program de acțiune înainte de a cunoaște situația reală a primăriei, situația existentă până la preluarea acestei funcții de către actualul primar. A fost o perioadă foarte delicată pentru domnul primar, întrucât erau foarte multe lucruri prost organizate la nivel local. Fără serviciile din cadrul primăriei nu funcționau corespunzător. Practic era o debandadă, ca să spun așa, totală în ceea ce privește funcționarea serviciilor. Personal am participat la anumite discuții unde eram consultat pe latură juridică în anumite contracte încheiate de fostă administrație publică locală cu diferiți parteneri economici, comerciali și nu reușeam să obțin o informație de la niciun serviciu, ceea ce demonstrează că serviciile erau prost organizate. Și în aceste considerente nu aveam cum să ieșim în presă să spunem ce vom face. Și nici acum problemele încă nu sunt clarificate de atâta timp. Și vă pot da câteva exemple, dar dacă doriți vă pot exemplifica anumite situații în care mi se par incredibile. N-am putut să cred vreodată că la nivelul unei primării locale de municipiu serviciile sunt atât de prost organizate. Acceptați să facem un ciclu de emisiuni săptămânal în care vom putea dezvălui toate aceste probleme tecucenilor care ne urmăresc? Sigur că da, și putem veni și chiar cu dovezi de acolo unde putem proba anumite situații. Dar sunt situații la care eu am participat în mod direct și am observat aceste deficiențe grave, majore. Și prima grijă a primarului a fost aceea întâi de a-și organiza, reorganiza, regândi toate serviciile și toate atribuțiile pe care le au funcționarii publici și personal angajat, bineînțeles. În situația aceasta o să facem emisiuni în care vom aborda diferite teme, iar cei care ne urmăresc pot adresa prin intermediul secțiunii de contact al celor două portaluri, tecuci.eu și protecuci.ro, și întrebările sau nelămuririle lor. Pentru astăzi aș dori să discutăm puțin despre ceea ce numim noi mitul intrării la primar. O primă întrebare este legată de programul de audiențe, dacă a suferit modificări. Programul de audiențe nu a suferit modificări. După cât îl cunosc eu, este la primar, este marțea și joia. Eu am fost de mai multe ori la primărie în ideea de a obține niște documente, niște acte pentru a oferi această consultanță juridică și eu personal nu am reușit să intru la primar pentru că avea audiență. Era
extraordinar de multe persoane la ușa primarului. Sigur, s-ar putea să fi fost și situații în care primarul, fiind și președintele Partidului Național Liberal la nivel local, să fie invitat la o ședință la județ, fie să meargă la București pentru rezolvarea unor probleme de interes local și atunci audiența nu o poate ține, este și firesc. Multe persoane s-au plâns că nu l-au găsit pe domnul primar. Domnul primar mai ținea audiențe sau este înlocuit de cineva? De regulă audiențele se țin de primar în anumite zile, iar viceprimarul are în alte zile. La viceprimar nu știu când sunt audiențele. Dar ceea ce este semnificativ în ținerea acestor audiențe este faptul că în ziua în care primarul are audiențe, invită șefii de servicii și participă împreună cu el la audiențele pe care le acordă cetățenilor. Acum este o problemă. S-a obișnuit, s-a creat, s-a transmis dinainte de 89 și s-a perpetuat și după 89 obiceiul ca o persoană să meargă la primar pentru orice problemă, indiferent că problema pe care o are persoana respectivă este de competența altor organe, chiar și cu probleme de competența organelor judiciare, organelor de procuratură, organului de poliție, se duc tot la primar. Și din cauza asta agenda primarului este încărcată și cu audiențe care nu au niciun rol să le țină primarul, ci trebuie să le țină sau să meargă la autoritățile avizate în rezolvarea acelor probleme. Am înțeles. Care este procedura de înscriere? Se poate folosi și telefonul, prin intermediul telefonului? Se va, în viitor, după ce își va reorganiza aceste servicii și vă spun și cum are de gând să le reorganizeze, intenționează să introducă un telefon verde, deci un telefon prin care orice funcțional permanent, non-stop, cu personal angajat, se înregistrează orice convorbire telefonică și orice sezizare poate fi adusă la cunoștința primarului și prin intermediul acestui telefon verde. Prin această metodă se urmărește a se rezolva anumite probleme din teritoriul pe care primarul nu le poate cunoaște pe fiecare străduță cum se întâmplă, dacă s-a făcut, dau un exemplu, dezăpierirea sau nu s-a făcut, dacă s-a venit salubritatea să întrețină o stradă sau nu a venit. Nu poți să te duci în fiecare săptămână pe fiecare străduță din oraș și să verifici dacă serviciul respectiv s-a făcut corespunzător. Și prin acest telefon verde se gândește că se va degreva puțin ziua de audiență de persoane care au o chestiune ivită instantaneu și sigur că nu poți să-l aduci la cunoștință primarului seara, de exemplu, că pe strada ta nu s-a făcut dezăpezirea sau după ora 16. Și atunci, prin acest sistem, primarul are la cunoștință despre problemele fiecărei loc al Tecuciului. Tot legat de audiențe, în prima lună sau în primele două luni de mandat, domnul primar a acordat audiențe cu duiumul. Ulterior, situația s-a schimbat. Cum să înțelegem noi această schimbare? În prima perioadă, se afla într-o perioadă puțin mai liberă, încă nu avea imaginea problemelor cu care se confrunta primăria, am spus-o și eu mai înainte, că nu puteam să concep, nici în imaginația mea cea mai neagră, nu exista reprezentarea că serviciile din cadrul primăriei sunt atât de prost organizate. Și în momentul în care a constatat aceste situații, și-a direcționat toată atenția pentru rezolvarea acestor inadvertențe, acestor probleme pe care le are. În momentul în care primarul nu are serviciile funcționale, nici el nu-și poate îndeplina atribuțiile, pentru că primarul nu hotărăște în toate problemele. El trebuie să se sprijine în luarea unor decizii sau în verificarea ducerii la îndeplinirea unor hotărâri ale Consiliului Local pe serviciile de specialitate din cadrul primăriei. Pentru că de asta cetățeanul plătește taxe și impozite funcționarul public care lucrează într-un serviciu anume. Domnul primar,
i-a imputat fostului edil faptul că acesta nu prea a fost prezent în mijlocul tecucenilor. Dar în afară de funcționarii publici din primărie și de participanții la ședințele de Consiliu, nu știu cine l-a mai văzut la față pe domnul primar Țuchelele. Păi am explicat, este o perioadă în care el vrea să-și reorganizeze serviciile și vrea să vină în fața cetățenului cu realizări. Chiar discutam o problemă cu... la postul local de televiziune, de radio, mă scuzați, era o emisiune Faceți agenda primarului, dacă nu mă înșel. Și el spunea, domnule, eu nu pot să mă duc în public și să spun că, dau un exemplu, că am auzit o emisiune, astăzi a început procedura de marcare a străzilor. Astăzi am făcut trotuarul din stânga și trotuarul din dreapta. Sunt chestiuni pe care și eu cred că nu e normal să vii în fața cetățeanului să spui că ai făcut ceea ce trebuia să faci. Am observat că după 90, toți edilii locali, și mai ales când presa a devenit mult mai, să spunem, activă, prin post de radio, nu numai prin presa scrisă, se laudă edilul cu ceea ce era normal să facă. Adică la noi anormalitatea devine ceva inedit. Am amenajat 2-3-10 trotuare din localitate, este extraordinar de mult. Am asfaltat o stradă, extraordinar, uite ce primar bun avem că a asfaltat o stradă. Păi asta este atributul lui, nu înțeleg de ce ar fi necesar să vii în presă și să spui, domnule, uite asta am făcut. De asemenea, el spune în felul următor, că, domnule, S-au făcut foarte multe discuții cu modernizarea interiorului primăriei, cu accesul acela cu cartele și toate chestiunile acestea au fost foarte mult, să spunem, tocate de presă și am spus, de ce nu ieși să spui oamenilor ce se întâmplă? Și mi-a spus în felul următor, domnule, eu o să termin interiorul. Și la urmă, după ce l-am terminat, invit cetățeanul din Tecuci, cetățenii Tecuciului și discut direct cu cetățeanul din Tecuci și spun, uite de ce am făcut așa și uite cum e în Belgia, uite cum e în Franța, uite cum e în Italia, uite cum e în Germania, în toate țările lumii, acesta este sistemul. Poate într-o emisiune viitoare vom afla și câți bani au fost investiți pentru modernizarea partidului primăriei, ce firme s-au ocupat pentru acest... Da, sigur că o să pot obține informația și o să vă dau, dar oricum suma nu este mare pentru că la sume mari își trebuia făcută licitație publică. Practic nu s-a făcut decât să dea convar și să pună niște uși de termopan. Nu cred eu că ușile alea de termopan pot fi sume extraordinar de mari, cum s-a vehiculat sute de mii de euro sau așa ceva. Este o aberație. Fie vorba între noi. Că o ușă termopan nu poate să fie atât de scumpă încât să, mai ales interioare, ușile interioare. Ușile interioare, știți că sunt mai ieftine decât cele exterioare care impun un material deosebit să reziste la frig, la ger, la diferențe de temperatură. Dacă așezăm afirmația domnului primar, cum că cetățenii vor avea acces foarte ușor la biroul dânsului și decizia de a implementa acest sistem electronic care, după părerea mea, transformă primăria într-un labirint, există o totală neconcordanță. Nu, situația va fi alta. În momentul în care se va termina amenajarea interiorului actualului sediu al primăriei, lângă primărie este o clădire unde se percep taxe și impozite și acolo va fi biroul primarului și a viceprimarului, unde accesul nu mai este condiționat de o cartelă de intrare, de acces. Acolo va fi accesul public permanent al cetățeanului la primar și viceprimar. Și e firesc să fie așa, pentru că funcționarul public trebuie lăsat să lucreze.
El, funcționarul public nu trebuie să fie în permanent contact cu cetățeanul, să vină fiecare să întrebe, să ceară relații, informații, pentru că în momentul acela timpul pe care îl alocă un funcționar public, timpul de lucru pe care îl are pe zi, nu mai permite să-și îndeplinească atribuții. Plus că și acum, și eu am crezut inițial că accesul este obstrucționat total. Nu este adevărat. Puteți să încercați și dumneavoastră, vă duceți la intrare, la primărie și spuneți că vreau să intru în audiență la doamna arhitect șef. Pentru ce? Vreau să obțin o autorizație de construire. Vă poate da o cartelă, vă menționează într-un registru special cu numele, prenumele persoanei respective și cartela aceea are un cod și știe că cetățeanul X a fost de 5 ori la arhitectul șef și o cheamă pe arhitectul șef. Dai, de ce cetățeanul X a fost de 5 ori la dumneavoastră? Ce problemă are de a fost nevoie ca omul ăla să vină de 5 ori la tine? Că pentru că altfel el nu are controlul. Deci totul este înregistrat electronic, da, și el are controlul asupra întregii activități a funcționarului public. Când funcționarul public pleacă din unitate și lipsește o zi, o oră, două, jumătate de oră, prin sistemul acesta de cartelă, știe că persoana X a lipsit de la ora cutare până la ora cutare. Unde ai fost și de ce ai lipsit? E normal, nu cred că s-ar bucura cetățeanul ca acest funcționar public să facă ce dorește în timpul programului. În timpul programului ești la servicii.